Ascultați acest cuvânt, Iisus da ajutor, suscitare răsunând, Iisus da ajutor. Cei ce-ați fost răscumpărați, neîncetat să luminați, pretutindeni să strigați, Iisus da ajutor. Răspândiți acest cuvânt, Iisus da ajutor, cu iuțeală ca un vânt, Iisus da ajutor. Spune tu al său popor vestea bună tuturor, Domnul e mântuitor, Iisus a ajutor. Să vorbiți domol și lin, Iisus a ajutor, celor ce se zbat în chin, Iisus a ajutor. Orice suflet zbuciumat de păcat împovărat, prin Hristos va fi salvat, Iisus a cântăm și din cântarea 433, ridicați în picioare sus, fraților, sus la lucru, văzând pe cei întristați, căci cu amăgire Satana pe mulți îi ține legați. Sus, fraților, sus la lucru, văzând pe cei întristați, căci cu amăgire Satana pe mulți ține legați. Sus, fraților, duceți vestea despre Iisus și jertfa sa, cel ce-a lucrat cu credință, coroană-n cer va avea. Să semănăm cu credință sămânța Sfintei Scripturi, să-l davăm de bucurie snopdia m-a dus Domnului. Sus, fraților, duce-ți vestea despre Iisus și jertfa sa, cel ce-a lucrat cu credință, coroană-n cer va avea. Să ne rugăm. Venim înaintea ta, Tată Ceresc, și în această oră de seară cu recunoștință în inimile noastre, pentru că am simțit mâna ta care a binecuvântat din belșug viața noastră materială și spirituală până în momentul de față. Mulțumim, Doamne, căci ca și un tată bun ai avut grijă de nevoile copiilor tăi și îți mulțumim că ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai tăi prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credința pe care ne-ai dat-o. Lasă, Doamne, ca în calitate de copii ai tăi să venim și în seara aceasta să îți aducem o jertfă de închinare care să fie plăcută înaintea ta, plină de mulțumire și de cunoștință, și să putem, Doamne, avea inimile deschise la ceea ce vrei să ne înveți și să ne îmbărbătești în această seară. Lasă, Doamne, ca robul de care te vei folosi și în această seară să fie îmbrăcat cu putere de sus de la tine și să auzim glasul tău mai mult decât glasul lui, și fiecare din noi să fim gata să dăm ascultare la ceea ce auzim din cuvântul tău. Te rugăm să binecuvintezi nevoile
pe care le au unii din frații noștri care nu pot să fie în casa ta, fie că sunt bolnavi sau alte necazuri, cercetează acolo unde se găsesc și în toate lasă ca numele tău să fie glorificat prin orice lucrare pe care o faci, de îmbărbătare, de întărire în credință, de însănătoșare și de prezență în viața fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim că ne asculți, Tată Ceresc, în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Rămânem în picioare și ascultăm citirea cuvântului. În această seară aș vrea să deschidem cuvântul Domnului în Cartea 2 Împărați, capitolul 20, voi citi începând cu versetul 1 până la versetul 11. Cartea 2 Împărați, capitolul 20, de la versetul 1 în continuare până la versetul 11. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: Așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel: Întoarce-te și spune lui Ezechia căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: Luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia: După care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Și Isaia a zis: Iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns: Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Amin. Dorim ca Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru noi și în această seară. Mă invit să ocupați locurile și cu întreaga biserică mai dăm slavă Domnului pentru o cântare. Mai cântăm spre slava Domnului din cântarea de la numărul 347. Dulce e a crede în Iisus, a primit cuvântul Lui, stând pe-a Lui promisiune și făcând doar voia Lui. Dulce e a crede în Iisus, a primi cuvântul Lui, stând pe-a Lui promisiune și făcând doar voia Lui. Doamne, mă încred în Tine, Te iubesc atât de mult, o Iisuse scump, Iisuse, de-a Ta voce au să ascult. Dulce e a crede în Iisus și în sângele a primi prin el iertare, mântuire.
te iubesc atât de mult, o Iisuse scump, Iisuse, de-a ta voce vrea să ascult. Da, e dulcea crede în Iisus și a nu păcătui, a avea cu Domnul pace, fericit cu El voi fi. Doamne, mă încred în Tine, Te iubesc atât de mult, o Iisuse scump, Iisuse, de-a Ta voce vreau să ascult. Această cântare are un mesaj deosebit, de-a Ta voce vreau să ascult, și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de cuvântul Lui. Domnul ne vorbește. Și atunci când deschidem cuvântul, este un mod prin care Dumnezeu ne vorbește în zilele de astăzi, și doresc ca Domnul să ne ajute să îl prețuim. Citind acest text pentru din care se va predica în această seară, mă gândeam cât de frumos este ca Dumnezeu să-ți vorbească. Este cuvântul lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu are un plan cu tine, chiar dacă te cheamă acasă, dar chiar dacă te vindecă, încă pentru 15 ani Dumnezeu mai vrut să mai facă ceva cu și din viața lui Ezechia. Doresc ca și seara aceasta să fie o seară binecuvântată pentru noi, suntem în casa lui Dumnezeu să ne închinăm, și vreau să vă spun că venind de acasă până la biserică, m-am gândit, chiar dacă eram cu fratele Romica și cu sora Dorotea cu mine în mașină, mă gândeam așa, cred că în seara asta vor fi frați în vârstă la casa Domnului, am trecut și astăzi pe la biserică și mai puțin tineri. Acum, de obicei este așa, dar dintre cei care vin vinerea seara, unii nu sunt și sunt plecați, și vreau biserica să știe că nici weekendul acesta, pe duminică, nu vor fi. Sunt un grup frumos, cel puțin 10, dacă nu greșesc, sunt plecați cu corul Agape de tineri care vor sluji în această duminică în Arizona, în Phoenix. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Alții au plecat într-o vacanță de iarnă dintre familiile tinere, Domnul să-i ocrotească și să-i însoțească pe toți. Amin. Dar zic eu așa, dacă n-ar fi frații în vârstă și familiile celor mai în vârstă, să spun chiar mai în vârstă decât mine, la casa Domnului, oare cum ar fi? Ar fi trist. Ar fi trist. Ar avea diferite motive. Gândiți-vă să fii în vârstă și să stai acasă pentru că ești bolnav, pentru că ești neputincios. Cât este de greu lucrul acesta. Domnul să vă țină tari. Și pe care nu sunteți așa în vârstă și care sunt mai în vârstă între noi, pentru că este bună sănătatea și este frumos să fim aici părinți cu copii împreună, Domnul să ne binecuvinteze și El să ne binecuvinteze și în această seară. Amin. Alții sunt bolnavi, alții s-au făcut bine. Rachel, cum te simți? Ai trecut, ai scăpat de virus, Rachel Bărduț. Ea zâmbește, știam de ea că este bolnavă și mă bucur că este bine și Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să avem un moment de rugăciune și în această seară, după care vom avea un mesaj din partea fratelui Romică. L-am avut vineri și l-avem și vineri aceasta. Fratele Duminic a fost plecat în Atlanta și mâine de asemenea va pleca. Nu știam nici eu că va fi în această seară, el nu știa de vinerea trecută că va fi cu noi, dar așa sunt împrejurările, ne bucurăm, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și pe sora Dorotea și prin cuvântul care va fi predicat să putem să fim zidiți și îmbărbătați fiecare dintre noi. Amin. Este aici un lucru frumos pe care Ezechia l-a cunoscut și a dorit să se țină de el. Și spune versetul 10, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. El a știut ce este bine înaintea Domnului. Vreau în această seară să cerem Domnului ca ceea ce știm noi că este bine să umblăm și noi așa. Spune, cu credincioșie și curăție de inimă. Acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le prețuiește. Inima este un lucru atât de important și inima noastră să fie întreagă dăruită lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea apoi să ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi și dacă vă gândiți la cineva, aș vrea să și vă sunt aproape din familie, poate chiar sunt situații pe care nu le cunosc, aduceți-le cu îndrăsneală, în rugăciune și toți ceilalți să spunem amin.
De asemenea, ne rugăm în această seară pentru o țară prigonită, dintre țele prigonite din Africa, este în această zi Tunisia. Domnul să binecuvinteze și această țară. Este foarte interesant, dacă aș citi împreună cu mine puțin despre țara aceasta, acolo unde este descrierea despre situația ei, creștinismul a ajuns acolo de mult. Avem nume frumoase care au fost în această țară, cu toți am auzit odată vorbindu-se chiar de la acest amont despre Tertulian, despre Augustin, am auzit vorbindu-se de asemenea despre Ciprian, am auzit de Cartagina, despre sinodul din 397, când s-a canonizat scripturile Noului Testament, în acel sinod de la Cartagina. Este istorie frumoasă legată de Tunisia, de această țară. Cu toate acestea, procentul astăzi al creștinismului în Tunisia nu este mai mare de 1%. Islamismul a pătruns în această țară și a dominat țara de-a lungul anilor. De asemenea, este cunoscut ca fiind prima țară care se luptă pentru libertatea religioasă în această țară. Cu toate acestea, dacă un copil este dintr-o familie, se întoarce la Dumnezeu, este raportat de familie la poliție. Este interesant. Deci cum lucrează sistemul. Și dacă te convertești de la islamism la creștinism, este aceeași problemă a persecuției, cu toate că în mod legal nu este voie. Când un copil dintr-o familie se întoarce la Domnul, poliția are libertatea să-l aresteze. Pentru simplu motiv că el este creștin. Și este de acum un copil al lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru această țară. Noi beneficiem de învățături, de cărți, de unele lucruri scrise din veacul al doilea, al treilea despre locurile acestea. Domnul să cerceteze această țară. Este și o țară frumoasă, mulți le place să facă turism, dar cred că sunt și misionari în această țară care s-a dus să predice Evanghelia. Domnul să-i binecuvinteze și să-i folosească. Amin. Ar vrea să ne rugăm și în această seară pentru California, pentru South Carolina, mă iertați, pentru biserica din Greenville, dorim ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Mureșan, casa lui și lucrarea care o fac acolo. Nu știu dacă se poate pune câteva poze ca să ne reamintim despre această bisericuță. Sunt foarte puțini acolo. Domnul să-i mulțească și să binecuvinteze această biserică. Nu ne grăbim nici cu pozele, că nu toți călătoresc ca noi, Manu, sunt alții la 70-80 de ani și se bucură să vadă așa 7-8 secunde o poză cu frații noștri de acolo, au și o casă de rugăciune a lor. Domnul să-i binecuvinteze. Este bine că sunt copii și Domnul să le binecuvinteze părinții ca să-i crească cu adevărat pentru el. Amin. Cred că au și musafirul pe fratele Titi Cocean acolo. Aici cred că este vreo conferință. Ne bucurăm, Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să ne plecăm pe genunchi la un moment de rugăciune și aș vrea câțiva dintre noi, din partea mea stângă și din partea mea dreaptă, să venim înaintea Domnului cu rugăciune. Mulțumim. Da, Doamne. Amin. 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 Te rugăm. Amin. 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 Da, Doamne. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin, Doamne. Amin. Din partea mea dreaptă, cât vreau frați și surori, de asemenea. Amin. Amin, Doamne. Amin, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Tărește după puterea Ta, Doamne. Da, Doamne. Amin, Tată bun. Amin, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim. Amin. Amin, Doamne. Ne vorbește Tu fiecare. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin. Amin. Este harul care are dat, Doamne. Ajută-ne Tu, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Amin, Doamne. Amin. 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 Amin, Doamne. Ridică și pe ei din cazurile lor, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Amin. Amin. Te rog, Tată, cerești și pentru tinerii care sunt plecați în această slujire, doresc ca Tu să-i ocrotești, Tu să-i însoțești, doresc ca să-i protejezi, Doamne, de probleme, să-i protejezi de boli, Doamne, și mâna Ta binecuvântată să-i ocrotească și să-i ducă în pace și să-i aducă cu bine. Te rog pentru predicarea cuvântului din această seară, te rog, Doamne, ca să ne binecuvintezi cu un duh de ascultare și, Doamne, te rog ca să ne vorbești Tu și în această seară, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog pentru cei care s-au depărtat de Tine, Doamne, și stau departe încă și nu se gândesc să se întoarcă cu pocăință la Tine, doresc ca Tu să-i cercetezi, Doamne, căci Tu ești Dumnezeu, le cunoști planurile, le cunoști gândurile, schimbă-le, Doamne, și fă-le curate, curățește-le mințile ca să se întoarcă din inimă cu adevărat la Tine. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dăm slavă Domnului printr-o cântare, ne închinăm cu darurile de bunăvoie și apoi ascultăm predicarea cuvântului pentru această seară. Din cântarea de la numărul 129, 192, aș vrea să cântăm spre slava Domnului. 192, curățit ești de Iisus și înnoit, curățit prin al Său sânge sfânt, ești născut din nou de patim, izbăvit, curățit prin al Său sânge sfânt. Curățit ești de Iisus și înnoit, curățit prin al Său sânge sfânt, ești născut din nou de patim izbăvit, curățit prin al Său sânge sfânt,
curățit ești și tu, prin sfânt sânge răscumpărător, e curată ca zăpada haina ta, e spălat prin alță sânge sfânt. Vei purta tu crucea zilnic credincios, curățit prin al său sânge sfânt. Vei urma pe Domnul vieții bucuros, curățit prin al său sânge sfânt. Curățit ești și tu, prin sfânt sânge răscumpărător, e curată ca zăpada haina ta, ești spălat prin al său sânge sfânt. Strofa a patra: părăsește acum păcatul, suflete, fii curat prin al său sânge sfânt. Părăsește acum păcatul, suflete, fii curat prin al său sânge sfânt. La izvorul care curge spală-te, fii curat prin al său sânge sfânt. Curăție prin sfânt sânge răscumpărător, e curată ca zăpada haina ta, e spălat prin al său sânge Dacă cineva vrea să pună un păstor la colț, unul din lucrurile pe care îl poate spune aproape întotdeauna despre păstori în general, cu excepția fratelui Marian, e că nu face destule vizite pastorale. Și sunt anumite momente și anumite persoane care așteaptă, da, să fie vizitați de păstori, și mai ales în anumite momente. Și poate unul din acele momente când mulți așteaptă să fie vizitați de păstor, atunci când sunt bolnavi. Da? Dar mă întreb dacă ne-am dori să fim vizitați de un păstor ca Isaia, care atunci când suntem bolnavi poate vine cu un mesaj ca cel pe care l-a avut Isaia. Pentru că Ezechia, spune Scriptura aici, de altfel un împărat care a făcut foarte multe lucruri bune, dar așa spune capitolul 20 că s-a îmbolnăvit și atunci a primit o vizită pastorală. A venit Isaia cu un mesaj foarte simplu. Acum noi când mergem ca și păstori sau când cineva așteaptă ca să vină păstorul într-un moment de boală, ce așteptăm? Încurajare, să ne spună că Domnul e medicul suprem, că ne vindecă, așa mai departe. Probabil că așa a așteptat și Ezechia. Însă mesajul pe care l-are Isaia, ți-a auzit când s-a citit textul, este unul scurt și nu știu dacă aștepta un astfel de mesaj. Dumnezeu îi spune, de fapt, Isaia este doar un purtător de cuvânt, să-și pună casa în rânduială pentru că va muri. Și ca și cum n-ar fi fost destul lucrul acesta, spune: vei muri și nu vei mai trăi. Cam asta a fost mesajul, n-a fost altă încurajare. Isaia pleacă și Ezechia plânge, se roagă și Domnul îl trimite înapoi pe Isaia să-i spună că i-a ascultat rugăciunile. În această seară nu vreau să... Adică mesajul din această seară, aș putea spune că e mai mult o meditație inspirată din
pasajul acesta din Scriptură ca punct de plecare. Dar nu este o predică în care să exegetăm și să aprofundăm acest pasaj din Scriptură. Am citit cuvântul acesta, m-am gândit la el, mi-am pus unele întrebări și am rămas cu o întrebare în minte la care am căutat răspunsuri în Scriptură și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Sigur, pot să fie foarte multe întrebări pe care le ridică experiența aceasta pe care a trăit-o Ezechia. Vedeți, el este bolnav, se roagă, Domnul îi promite că îi dă încă 15 ani. Și atunci când motivează înaintea Domnului de ce să-i mai dea Domnul viață, ce face Ezechia? Doamne, spune în versetul 5, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și m-am gândit la următorul lucru. Oare dacă Domnul ar trebui să decidă dacă să ne mai dea viață, bazat pe modul în care ne-am trăit viața în ultimii ani? Oare ce ar trebui să decidă Dumnezeu în dreptul nostru? Dacă Dumnezeu ar trebui să decidă dacă ne mai dă câțiva ani de viață, uitându-se la ce am făcut noi în ultimii ani de viață, întrebarea este, oare ar avea Dumnezeu motive ca să ne mai prelungească viața? Ezechia îndrăznește să vină și nu cred că e o atitudine de aroganță aici. Este, spuneam, unul din oamenii care, din împărații care au făcut multe lucruri bune. Din nefericire, menționăm de foarte multe ori când citim pasajul acesta că acei 15 ani pe care Dumnezeu i-a mai adăugat n-a știut să-i folosească în modul cel mai înțelept. Dar cred că este sincer atunci când spune cuvintele acestea. Și asta m-a făcut ca să ridic această întrebare. V-aș provoca să vă gândiți și dumneavoastră. Eu știu că Dumnezeu nu lucrează după meritele noastre și pentru aceasta îi mulțumim, slăvit să fie El. Dar totuși ca un exercițiu pentru viața noastră de credință, dacă Domnul ar trebui să decidă, uitându-se la ultimii ani pe care i-am trăit, oare care ar fi decizia pe care ar lua-o Domnul? Și apoi încă o întrebare care am ridicat-o aici, dacă Domnul ți-ar mai da încă 15 ani? Nu știu. Dacă o să fie 5, 10, 15, 20, El hotărăște lucrul acesta. Dar dacă Domnul ar hotărâ ca în dreptul lui Ezechia, ce-am face cu anii pe care Dumnezeu ne-ar mai da? Vedeți, în general oamenii, cred că e o dorință oarecum naturală pe care o avem fiecare dintre noi, oamenii își doresc ca să trăiască, să aibă o viață lungă. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, ăsta nu-i lucru cel mai important. Nu-i important cât de mult trăiești. Cel mai important lucru din perspectiva lui Dumnezeu este ce faci cu viața pe care Dumnezeu ți-o dă. Ștefan n-a trăit foarte mult, dar nu și-a irosit viața. Alții poate trăiesc foarte mult și printre cei care trăiesc foarte mult sunt și oameni care își irosesc viața din nefericire. Dacă Dumnezeu, și Dumnezeu, dacă suntem aici, înseamnă că mai are ceva, nu știm, ore, zile, ani pentru noi. Și se ridică întrebarea aceasta, ce facem cu ei? Spuneam, Ezechia nu a luat cele mai înțelepte decizii în anii pe care Dumnezeu i-a dat. Și pentru că vă mărturiseam mai devreme că privind la acest pasaj din Scriptură, am meditat la un anumit aspect, legat de viață, de modul înțelept de a ne trăi viața, mi-am pus următoarea întrebare, o întrebare la care aș vrea să răspundem împreună în seara aceasta, privind la câteva versete din Sfânta Scriptură. Și anume, oare ce-ar vrea Dumnezeu ca
ca să învățăm noi în viață. Ce-ar vrea Dumnezeu să facem cu viața noastră? Dacă din tot ceea ce se întâmplă în viața unui om, și acum o să mă refer în mod deosebit la cei credincioși, la cei care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, dacă tot ceea ce înseamnă viața noastră ar trebui să rezumăm poate la câteva afirmații, oare ce-ar vrea Domnul ca să se întâmple în viața noastră? Care ar fi lucrurile foarte, foarte importante din perspectiva lui Dumnezeu? Răspunsurile nu sunt prea complicate și poate o problemă este aceasta că le-am auzit de foarte multe ori, ne-am obișnuit cu un anumit limbaj. Dar sunt foarte, foarte importante, chiar dacă sunt simple. Și iată trei răspunsuri pe care le-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, pe care vreau să le iau pentru mine și să le împărtășesc cu voi în seara aceasta. Înainte de toate, eu cred că în viață, unul din lucrurile pe care Dumnezeu îl vrea cu tărie în viața mea și în viața noastră tuturor, este ca să devenim tot mai asemănător cu El. Ca în noi să se vadă tot mai bine chipul lui Dumnezeu. E un lucru, spuneam, simplu ca, eu știu, din punct de vedere a faptului că l-am auzit și îl auzim. Dar, dragii mei, e foarte important. Când omul a căzut, s-a întâmplat ceva. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și căderea a afectat această lucrare extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o. Și de aceea, chipul lui Dumnezeu, din ființa umană, a fost distrus, a fost alterat. Nu putem să spunem că neapărat nu se mai întâmplă lucruri, sau că un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu face niciun lucru bun în viață. Dar noi suntem afectați de căderea aceasta și Dumnezeu a hotărât un plan încă de acolo de la început. Și acum trebuie să fim foarte atenți la următorul lucru. Sunt mulți credincioși care stau în băncile bisericii și știți ce cred? Cred că planul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos a fost doar de a oferi omului o cale de iertare. De aceea întâlnești foarte mulți credincioși care gândesc în felul următor. Dacă m-am pocăit de păcatele mele și dacă cu o inimă sinceră m-am întors la Domnul, sunt mântuit și așa cum mai zic unii câteodată, am în buzunar biletul de intrare în cer în împărăția lui Dumnezeu și oricând vine moartea, chiar o situație asemănătoare cu a lui Ezechia, eu sunt pregătit ca să îl întâlnesc pe Domnul Iisus Hristos. Dar, dragii mei, planul lui Dumnezeu nu se rezumă doar la o posibilitate de iertare. Planul lui Dumnezeu pornește de la iertarea pe care ne oferă prin Domnul Iisus Hristos și în planul lui Dumnezeu, din nou și din nou, Scriptura ne aduce aminte că Dumnezeu vrea să realizeze o lucrare în noi și să ne transforme după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Așa că nu, odată ce am primit iertarea și mântuirea, nu putem să stăm liniștiți și să spunem de acum orice s-ar întâmpla. Dumnezeu încă are de lucru la viața noastră. Și vreau să vă aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 8. Sunt multe pasaje din Scriptură care fac referință la aspectul acesta. Unele foarte, oarecum, tranșante, ne ridică întrebări. Înainte de a citi Roman capitolul 8, gândiți-vă la epistola lui Ioan. Unde Ioan, foarte ferm, parcă n-are loc așa pentru zona gri, ce spune? Că cel care, dacă suntem ai Domnului Iisus Hristos, trebuie să trăim și noi cum a trăit Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea ca să lucreze în noi, să reabiliteze în noi imaginea aceea care a fost distrusă de păcat. Acum Roman capitolul 8, versetul 29, spune Apostolul Pavel, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ce a hotărât Dumnezeu?
să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El, referindu-se la Hristos, să fie cel întâi dintre mai mulți frați. Și aș vrea să reținem expresia aceasta, să subliniem, da? Dumnezeu vrea ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Și procesul acesta este un proces de sfințire, de maturizare, pe care credinciosul trebuie să îl urmeze în mod continuu. Și aș face următoarea precizare. Nu se întâmplă automat. Trebuie să fie ceva intențional. Doar atunci când caut ca să îl urmez pe Dumnezeu, doar atunci când îi dau voie lui Dumnezeu ca să realizeze această transformare în viața mea, se întâmplă cu adevărat. De aceea, trebuie să căutăm ca să urmărim lucrul acesta în viața noastră. Faptul că cineva a îmbătrânit în credință, să știți, nu înseamnă în mod automat că a crescut în credință sau s-a maturizat în credință. De unde vedem această maturizare? Atunci când chipul Domnului Iisus Hristos strălucește tot mai mult în noi. Știți cum ar fi normal în viața de credință? Da, eu cred că și timpul are valoarea lui. Ca pe măsură ce trece timpul, un credincios, anul acesta să poată să spună că e mai răbdător decât anul trecut, că e mai iubitor decât anul trecut, că e mai darnic decât anul trecut și că anul viitor poate să spună, da, că s-a apropiat de Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem în procesul acesta de desăvârșire, de sfințire și de asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu ne mai dă viață cât ne dă El, unul din cele mai bune lucruri care s-ar putea întâmpla ar fi ca noi să devenim tot mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și aș mai evidenția încă o dată. Trebuie să urmărim, să o facem în mod intențional. Pentru că altfel vor trece ani și să știți, din nefericire, în anii de slujire am întâlnit creștini, am întâlnit credincioși care, poate după 20 de ani de pocăință, parcă-s mai rei ca la început. Pentru că n-au avut grijă de relația lor cu Dumnezeu. Și n-au avut grijă de citirea Scripturii, de rugăciune, de implicare. Adevărul acesta de bază care trebuie practicate, disciplinile spirituale care trebuie practicate în viața de zi cu zi, în relația noastră cu Dumnezeu. Al doilea aspect foarte important, punându-mi întrebarea aceasta, oare ce-ar vrea Dumnezeu să învăț în viață? Ce-ar vrea Dumnezeu ca să se întâmple în viața mea, cea pe care mi-o dă El? Este să învăț să fac din Dumnezeu centrul vieții mele. Dumnezeu să fie întotdeauna centrul vieții mele. Și mă întorc la Geneza, la momentul acela al căderii. Pentru că acolo se vede foarte clar și după aceea, pe tot parcursul Scripturii, se vede foarte clar că în om există o dorință foarte puternică. El să fie centrul. Fiecare dintre noi ne luptăm cu gândul acesta, cu ispita aceasta, pentru că teoretic spunem, am vrea ca Domnul să fie centrul vieții noastre. Dar adevărul este că ceva, ca un magnet, așa în fiecare dintre noi, lucrează pentru ca noi să fim centrul. Este, dacă vreți, cauza primului păcat. Când oamenii au căzut, asta le-a spus diavolul. Dacă o să mâncați, o să fiți ca Dumnezeu. Și nu o să mai trebuiască în viață să căutați întotdeauna să fiți pe placul lui Dumnezeu, pentru că voi o să fiți oarecum egal cu Dumnezeu. O să vă fiți, am putea spune noi, propriul vostru Dumnezeu. Și eu cred că fiecare poate să depună mărturie.
cât e de greu de foarte multe ori în viață, nu? Să ai o viață centrată în Dumnezeu și nu centrată în sine, în eul nostru personal. Pentru că ne luptăm întotdeauna cu aspectul acesta. Pentru noi, când suntem centrați pe eul personal, ce e foarte important? Confortul nostru, plăcerile noastre, lucrurile care ne împlinesc pe noi într-un mod personal. Nu ușor, te lupți de fiecare dată. Hai să ne gândim la un exemplu cât se poate de practic. Cât e de ușor să fii centrat pe Dumnezeu sau centrat pe sine? $100. Iei $100 și te duci cu ei la un magazin, la cumpărături. Pentru cine faci cumpărături? Pentru tine. E mult $100. Pui acolo în coș, zici, nu-i prea mult. Da, când să pui $100 la biserică, e mult? Ce valoare mică are o bancnotă de $100 când trebuie să-i cheltui pentru mine și ce valoare mare are $100 atunci când trebuie să o cheltui pentru Domnul? De ce? Pentru că prin natura ei, ființa umană, e îndreptată înspre ea însăși. Și vrem să ne fim propriul nostru Dumnezeu și trebuie să luptăm. Dar în viața de credință trebuie să învățăm ca să ne focalizăm atenția, să ne concentrăm atenția noastră asupra lui Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că El trebuie să fie totul, nu noi. Înaintea Lui trebuie să ne închinăm și pe El trebuie să-L glorificăm. Tot în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 7 de data aceasta, spune, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Și niciunul din noi nu moare pentru sine. Și acum Apostolul Pavel face o afirmație profundă. Nu știu dacă o pot spune întotdeauna cu toată inima, așa cum a spus-o el aici. Spune, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Observați, o viață centrată în Dumnezeu. O viață în care Dumnezeu este cu adevărat pe primul loc. Și viața asta îl glorifică cu adevărat pe Dumnezeu. Că viața este centrată în noi înșine. În hobby-urile noastre, în plăcerile noastre, în preocupările pe care le avem. Viața aceasta, să știți, nu este o viață cu adevărat împlinită. Chiar dacă noi căutăm ca eul nostru să fie împlinit, să fie satisfăcut. Citesc zilele acestea, asta e frumusețea când mai pleci de acasă și nu sună telefonul că poți citi mai mult și citesc o carte, e tradusă și în limba română, de mulți ani și în limba engleză, Experimentându-L pe Dumnezeu, Experiencing God, Henry Blackaby. Și el este unul din acei autori care subliniază foarte mult lucrul acesta. Și e o idee extraordinară pe care o accentuează Henry Blackaby în cartea aceasta. Că în lumea în care trăim noi, Dumnezeu desfășoară o anumită lucrare. În lumea în care noi trăim, Dumnezeu desfășoară o anumită lucrare. Hristos a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Adică Dumnezeu nu este un Dumnezeu pasiv. Și noi suntem chemați ca într-o relație strânsă cu Dumnezeu să vedem unde lucrează Dumnezeu și să fim parte din lucrarea pe care Dumnezeu o face în lumea aceasta. Și doar atunci când ești în centrul voii lui Dumnezeu, atunci poți ca să răspunzi cu adevărat la această invitație extraordinară pe care Dumnezeu ți-o face de a fi parte cu El în lucrarea pe care o desfășoară în această lume.
Că tot am amintit cartea aceasta, în mărturia pe care o face autorul, Henry Blackaby, spune că în tinerețe, atunci când și-a început slujirea, a început într-o biserică din California, o biserică bunicică, cu un salar decent, cu casă pastorală, așa mai departe, și Dumnezeu l-a chemat ca să meargă într-un sat, în Canada, într-un orășel, într-un sat, unde era o biserică de 10 membri și să înceapă o lucrare acolo. Și a răspuns chemării lui Dumnezeu. Și după ani de zile își punea întrebarea aceasta. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi răspuns? Pentru că Dumnezeu a binecuvântat începutul acela slab și a dat har peste lucrare, pentru că el a fost dispus ca să trăiască o viață centrată în Dumnezeu. Sinele, ce-ți spune? Întotdeauna ceea ce te înalță mai mult, popularitate și așa mai departe, prosperitate. Dar al face pe Dumnezeu centrul vieții tale. Este un lucru extraordinar. Vedeți, atunci când te uiți în jur la ceea ce face Dumnezeu și ești atent la invitația pe care Dumnezeu ți-o face, vei descoperi că uneori vrei să dai înapoi. Haideți să luăm un exemplu din Vechiul Testament, pentru ca să vedeți că și atunci când deja suntem ai Domnului, nu scăpăm de tensiunea aceasta, să facem ceea ce vrem noi sau ceea ce credem noi sau să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Să luăm unul din cele mai cunoscute exemple. Moise. Dumnezeu se apropie de Moise și acolo la rugul aprins îi spune: vreau să te folosesc pentru ca să scoți poporul Israel din Egipt. Și unde se uită Moise? Se uită la Dumnezeu sau se uită la el înainte de toate? Se uită la el și spune: Doamne, n-ai ales omul potrivit pentru că eu nu știu să vorbesc, n-ai ales omul potrivit pentru că eu sunt prea bătrân, și are o mulțime de scuze și nu vrea să se implice în lucrare. De ce? Pentru că se uită la el, nu se uită spre Dumnezeu. Dar atunci când faci din Dumnezeu centrul vieții tale, nu contează ce poți să faci tu. Contează ce poate să facă Dumnezeu. Cei 12 care au plecat să iscodească țara Canaan, 10 din ei s-au uitat la ei. Țara e frumoasă, dar noi în comparație cu uriașii de acolo nu putem să facem absolut nimic. Însă, 2 dintre ei au învățat lecția și au rămas în istorie. Doar numele lor le cunoaștem. Am făcut și la noi în biserică sondajul acesta, să văd că sunt frați și surori care știu foarte bine Scriptura. Am zis, cine știe să spună pe de rost numele celor 10 care au zis nu se poate? Știți câți am avut? 0. Acum, e adevărat că 2 nume e mai ușor ca să le ții minte. Dar nici astea nu le ții automat. De ce? Pentru că vrem să ținem minte exemple pozitive. Oamenii care spun se poate împreună cu Dumnezeu. Dar până și istoria îi scoate afară pe cei care întotdeauna spun nu se poate, nu se poate. De ce? Privesc doar la ei și nu privesc la Dumnezeu. Iosua și Caleb au spus țara poate fi cucerită. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. Trebuie să privim la noi înșine, să ne întrebăm, avem o viață centrată în noi înșine, privim la ceea ce putem face noi, la lucrurile care ne plac nouă, sau o viață centrată în Dumnezeu, care îl glorifică pe Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu este centrul, atunci poți să realizezi lucruri extraordinare. Vă las un motiv de rugăciune cu o mică istorie în urmă cu ani de zile, vreo 30 de ani, nu? Că au trecut ani de la Revoluție. Domnul a pus pe inima unui frate din biserica noastră care știa istorie și a citit despre visurile pe care le-a avut fratele Alexa Popovici. Când a venit Revoluția, fratele Ungureanu imediat a căutat oameni care aveau copii de liceu și a spus, noi trebuie să înființăm un liceu baptist aici în Arad. Destul de interesant că fratele Ungureanu trimitea părinții care aveau copii de clasa noua la comunitate. Acolo s-adunau păstorii la rugăciune. Zicea, mergeți la comunitate și înscrieți-vă copiii
la liceu baptist, care încă nu era decât în mintea lui. Și veneau oamenii la liceu și ziceau, vreau să ne scriem copiii la liceu. Băi, frate, vezi de treabă, zice, că fratele Ungureanu visează, o zis unii. Dar dânsul a crezut că Domnul poate să facă lucrul ăsta. Și l-a convins pe fratele Bozeanu și pe alții. Și astăzi liceul baptist din Arad are peste 800 de copii. Slavă Domnului! Și ca motiv de rugăciune, în următorii ani, un proiect îndrăzneț pe care numai Dumnezeu poate să-l ducă la îndeplinire. Dar construirea unui nou campus pentru liceul acesta. Terenul, proiectul este în fază de pregătire. Însă, atunci când te uiți la tine, ești centrat în tine. Atunci când înveți ca să te uiți spre Dumnezeu, să te bazezi pe Dumnezeu, trăiești o viață centrată în Dumnezeu. Și al treilea lucru cu care vreau să închei mai pe scurt, deci spuneam că e foarte important în viață, în viața noastră, această viață pe care Dumnezeu ne-o dă, mai lungă sau mai scurtă, da? Să căutăm să fim, să învățăm să fim tot mai asemănători cu Dumnezeu. Apoi, să fac din Dumnezeu centrul vieții mele, pentru ca să ajung asemănător cu El. Și mai există un lucru practic pe care îl subliniază în mod deosebit Domnul Iisus Hristos. Să iubesc oamenii creați de Dumnezeu. Asta e o slujbă de viață. Știți că la un moment dat, Hristos, într-o anumită împrejurare, trebuie să răspundă la o întrebare că a fost ea pusă mai, eu știu, cu intenția de a-L prinde pe Domnul Iisus Hristos, să vadă dacă știe sau nu știe, sau așa mai departe. Dar evangheliștii o menționează în Matei, capitolul 22, versetul 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi poruncă și cea mai mare, iar a doua, asemenea ei, spune Domnul Iisus Hristos. Cum verific eu dacă îl iubesc pe Dumnezeu? Cum pot să verific? Hristos ne dă. A doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți. Și dacă vrea Dumnezeu să învățăm ceva în viața aceasta, Dumnezeu vrea să învățăm să îi iubim pe cei din jurul nostru. Acum sunt oameni ușor de iubit, nu-i așa? Sunt ușor de iubit cei frumoși, sunt ușor de iubit cei sănătoși, sunt ușor de iubit cei care știu să creeze atmosferă, poate că sunt ușor de iubit cei din familie. Există oameni ușor de iubit, da? Nu cred că la asta se referă Domnul Iisus Hristos, ne-ar fi spus să iubim pe cei care sunt ușor de iubit, pentru că exemplul lui personal ne arată la ce se referă el atunci când spune să-l iubești pe aproapele tău. I-aș pune în două categorii pe oamenii față de care Domnul Iisus Hristos a manifestat o dragoste extraordinară, impresionantă. Oamenii cu nevoi și oamenii păcătoși. Flămânzi, bolnavi, au putut ca să guste din iubirea lui Dumnezeu arătată prin Domnul Iisus Hristos. Și oameni păcătoși. Am citit recent acel moment în care Domnul Iisus Hristos este invitat la masă, să stea la masă în casa lui Simon. În Luca, în capitolul 7, mi se pare, da? Noi tot vrem să stăm la cina Domnului cu Iisus. Dar e interesant să ne uităm acolo ce înseamnă să iei un prânz cu Iisus. Știi, când Iisus Hristos stă și ia prânzul cu tine, s-ar putea ca uneori să te facă să te simți foarte inconfortabil. Pentru că vine o femeie cu un mir foarte scump, se așează la picioarele Domnului Iisus și Simon ce face? Începe. Nu zice nimic, dar gândește. Singura problemă, Iisus aude și ce gândește. Zice, dacă ar fi cu adevărat el, ar ști că femeia asta e o păcătoasă. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și îți dai seama, Hristos la tine acasă, l-a invitat la masă și exact ca Isaia când se duce la Ezechia, nu stă să fie foarte, foarte politicos. Spune, Simone, tu nu mi-ai spălat picioarele, tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn și vreau să-ți mai spun o poveste. Doi oameni, unul datora mult, unul datora puțin și stăpânul le-a iertat la amândoi datoria. Cine o să iubească mai mult?
Și Simon se regăsește în ilustrația pe care Domnul Iisus Hristos o dă ca unul care iubește puțin. Pentru că el avea impresia că lui Dumnezeu n-a trebuit să ierte mult. Așa cum avem impresia și noi, poate cei care am crescut în case de pocăiți uneori, nu? Adică noi am fost buni la grupele de copii, la tineret, în adolescență, am făcut numai lucruri bune și e fain să știm că Domnul a murit pentru păcatele noastre, dar noi n-am fost așa de păcătoși ca cei din... Și avem impresia că nouă n-a trebuit să ne ierte Domnul mult. Că acum nu punem răutățile și invidia și lăcomia chiar la păcatele alea mari. Și eu cred că asta vrea să îi comunice Domnului Simon. Omul care crede că lui Dumnezeu a avut să ierte puțin, o să iubească puțin. Dar omul care înțelege că Dumnezeu a trebuit să ierte mult, omul acela va iubi mult. Și ne spune să iubim pe cei din jurul nostru, pe cei care sunt în nevoi, în diferite nevoi, și pe cei păcătoși care au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu e ușor, dragii mei. Nu e ușor pentru că dragostea nu e un sentiment, ci dragostea asta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este ceva cât se poate de practic. Și nu-i ușor atunci când vrei să te implici. E mai ușor să treci pe partea cealaltă, așa cum au făcut-o și ceilalți. Dar samariteanul s-a apropiat. Îmi aduc aminte că atunci când în anul 1998 am mers și am luat primii copii din orfelinatul de stat pentru ca să facem o casă de copii, eu vreau să vă mărturisesc că n-am făcut-o pentru că am avut sentimente, că nu știu cât de mult m-am îndrăgostit de copii, că nu știam copiii care vor veni de acolo. Și m-am speriat rău de tot atunci când mi-a dat 4 copii și i-am pus în mașină și i-am dus ca să înceapă o nouă viață. Dar am considerat că dragostea Domnului Iisus Hristos trebuie arătată pentru cei din jur într-un mod cât se poate de practic. Și mă bucur astăzi când, uitându-mă la poza aceea cu cei 4 copii, îi văd că sunt cu facultate terminată și mă bucur mult că au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar dragostea, Dumnezeu vrea ca să o manifestăm față de cei în nevoi și față de cei păcătoși, de cei pierduți. Ne vine să stăm departe de cei care sunt în mociri la păcaturi. Dar Iisus Hristos a venit pentru ca să întindă mâna și să îi ajute să îi scoate de acolo. Nu știu cât hotărăște Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi. Vreau să ne aducem aminte în seara aceasta că nu contează cât de mult trăim, ci contează ce facem în anii pe care Dumnezeu ne-a dat. Dacă învățăm să facem din El centrul vieții noastre, dacă lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ducă în mod continuu prin procesul acela de desfințire a vieții și de curățirea inimii, și dacă lăsăm ca dragostea lui Dumnezeu să se manifeste într-un mod practic prin fiecare dintre noi, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. De ce m-ar mai lăsa Dumnezeu să trăiesc încă un an, doi, trei, cinci? Poate e o întrebare. Trebuie să știu că Dumnezeu are un scop cu viața mea, că Dumnezeu vrea să mă folosească, să stau la dispoziția Lui. Și atunci viața va fi cu adevărat binecuvântată. Amin. Mulțumim frumos pentru acest mesaj în care Dumnezeu ne cheamă să ne trăim o viață centrată cu adevărat în Hristos, o viață cristocentrică. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul Petru ne spune așa în 1 Petru capitolul 4, astfel dar fiindcă Hristos s-a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Nu mai putem face nimic cu trecutul, dragii mei, absolut nimic. Ce putem face este cu ceea ce Dumnezeu are în planul Lui să mai trăim. Viața aceasta putem să o trăim cu adevărat pentru Domnul și să fie o viață cristocentrică pentru noi. Cât va fi? Nu știm. Eram săptămâna trecută în spital cu fratele Gabor și
mă uitam la dumnealui, îl mai încurajam, cum puteam și eu dumnealui la 90 și de ani și mai spunea câte o vorbă care mi-a rămas. Și la un moment dat, căutând să-l încurajez, vorbind de vârsta dumnealui, am spus, cred că ceva de genul care ți-l dori să ajungă aici, e de invidiat, la vârsta lui este bine, chiar dacă în spital acum va fi bine, curând vei fi acasă. Să uite la mine și spune, frate, zice, care cer, ei nu știu ce cer, a rămas uimit. Wow! Nu știi ce ceri. Oare știi ce ceri? A știut Ezechia? Uitați-vă dumneavoastră, când Domnul i-a dat cei 15 ani, n-au fost ani ușori. Uitați-vă, spune că te voi izbăvi din mâna împăratului asirenilor. Și cetatea aceasta, din pricina numelui meu, este clar că i-a spus lui Ezechia, Ezechia, tu ceri anii ăștia, dar tu nu știi ce ceri. Vor veni încercări. Ani ușori? Nu. Dar cum spunea fratele păstor, o viață cristică, o viață în care să fie Dumnezeu în centrul vieții. Întrebarea este, voi putea? Sora Cati, o să poți, dumneatale? Unii mai obosiți, mai triști în această seară. Vom putea sau nu? Se poate, dragii mei. Uitați-vă să vedeți cum îi vorbește Dumnezeu lui Ezechia. De cei 15 ani? Și spune de două ori o expresie. Din pricina robului meu, David. Când cere apoi semnul, îi spune, din pricina robului meu, David. Ce-i cu robul meu, David? Nu uitați că este omul legământului. Din pricina legământului, fraților. Din pricina legământului în Hristos vom putea face lucrul acesta. Și printre altele, un semn care se vede textual din Scriptură al unei vieți concentrate în Dumnezeu, este să mergi la casa lui Dumnezeu, să te ții de casa Domnului. Amin? Iubindu-L pe Dumnezeu. După 3 zile vei fi în casa Domnului, vei merge la casa Domnului. Mă plimbam astăzi de unul singur prin sala de mese, am închis o ușă, m-am apropiat de mijlocul sării și m-am dus la oglindă. Și vorbeam singur. Și mi-am amintit de proiectul de lucru de care vorbea fratele Cornel și mi-am amintit de anul 2014. Și am început să vorbesc. Păi era oglinda și spuneam eu, vorbeam tare cu mine. Aici a fost amvonul, aici erau bănci, aici era plin. Aici a fost pianul. Am în imagine așa cum câțiva frați mai în vârstă, intra fratele mine, știam unde se așează, unde stăteau frații, am în imagine, prieteni care veneau, se puneau pe partea stângă, în dreapta. În dreapta, în stânga mea, în ultima bancă. Mi-am amintit predici, am predicat evrei, dacă vă amintiți, în anul 2014, am predicat vinerea seara Galateni, școala biblică a fost din cartea Faptele Apostolilor, am predicat Iacov în acea perioadă. Și spuneam, ce frumos a fost, era lucru, dar era o unitate în biserică. Era bine. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute din pricina lui Hristos să iubim casa Domnului. Și viața noastră, cum am învățat și în această seară, să fie o viață cristică în care să fie Dumnezeu, pentru că putem, datorită legământului sângelui Fiului Său. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru acest mesaj și sunt sigur că nu vom uita. Eu uit predicile și ale mele, tot ce spun, le-am scrise. Dar știți ce mi se întâmplă când predică frații pastori? De ce am nevoie, rămâne. Și ce trebuie să mai spun și la alții, rămâne. Și mi-a rămas ceva din predica de săptămâna trecută de la fratele și a venit ca un răspuns pentru aceste vremuri și ne va rămâne acest mesaj din această seară și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca biserică, ca familie, să trăim o viață care să-L pună pe Dumnezeu în centrul atenției. Aș vrea cineva dintre noi care nu s-a rugat să ne conducă în această rugăciune cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și vrei să urmăm procesul acesta de curățire, da, de sfințire. Amin, amin. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Ajută-ne să te urmăm pe tine, Doamne, și zilnic obiceiul tău, Doamne Iisuse, de a studia cuvântul, de a citi Biblia, de a ne ruga fierbinte. Amin, Doamne. Și apoi și casa ta să o păzim, să venim la ea. Ajută-ne și pe noi să împlinim aceasta, Doamne. Amin, și să trăim conform cuvântului. Amin. Mulțumesc, Tată, că ne-ai vorbit și ne vei vorbi și în casele noastre. Amin.
și ne vei aduce aminte, Doamne, Duhule Sfânt, ce ne-ai spus în seara aceasta și ne ajut ca să împlinim ce am auzit. Amin, Doamne. Și să fim oameni curați, oameni sfinți, amin, oameni iubitori de Tine, de împărăția Ta, de casa Ta și să fim exemple bune, model de viață nouă unde ne-ai așezat. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, că vei înviora și vei mângâia și pe frații noștri care n-au venit. Întărește-te, din pricina bolilor, Doamne, avem mulți între noi bolnavi. Mângâie-i, Doamne, întărește și ne ajută și pe noi. Să mergem să-i vizităm și să ne facem datoria care o avem în fața Ta. Încă o dată îți mulțumim de lucrarea din seara aceasta. Plecăm la casele noastre cu Tine, Doamne, cu prezența Ta și Te binecuvântăm și vrem să o facem tot mai fierbinte, pe măsură ce zilele trec și ne apropiem de venirea Ta. Amin, Doamne. Mărire Ție de viața noastră de acum și până în veci. Amin. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să ne păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus, Domnul Slavei. Amin. Ne despărțim pentru mărturie, duminică dimineața, la ora 9:30, ne întoarcem pentru închinare, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, un amănunt. Se schimbă ceasul, fraților. Nu-mi place nici mie, dar se schimbă și trebuie să avem grijă. Cu o oră înainte, deci cu o oră înainte, să căutăm să venim totuși la ora 9:30. Vă mulțumesc celor care mi-ați